Domnișoara Sara Gray este din Marea Britanie, este englezoaică, își face lucrarea de doctorat în Statele Unite și este unicat în lume prin faptul că are o bibliotecă itinerantă, o bibliotecă ambulantă. Umblă cu această bibliotecă, ca să spun așa, din anul 2006. A fost în 12 țări din Europa și în San Francisco, în mod deosebit, în Statele Unite. Ce înseamnă această bibliotecă ambulantă? Are cărți cu ea, se duce în parcuri sau în cafenele sau în librării, își expune cărțile, după care cei care sunt interesați devin membri ai acestei biblioteci, împrumută cărți de la ea, se duc, le citesc, după care le returnează în aceeași zi, dacă se întâmplă în parte de alimenturi, sau dacă stă mai mult timp într-un loc, într-o zi, două, trei, după ce citesc cartea. Este un spectacol și v-am spus, nimeni în lume nu mai face ce face ea. De 4 ani de zile face acest lucru, își aranjează cărțile, o să primiți fiecare câte o fișă de bibliotecă. Dacă doriți să deveniți membri ai bibliotecii ei, o să devin eu prima ca să vedeți despre ce este vorba. Nu implică niciun cost, nu implică absolut nimic din partea dumneavoastră. Aici, în România, a avut primii cititori copii de la Bunșești Măglaș, săptămâna trecută, și trei dintre colegii dumneavoastră ieri la Corezu. Doamna bibliotecară de la Corezu, domnul Ilie Fârtat, și de fapt cele două doamne bibliotecare de la Corezu și domnul Ilie Fârtat, care a venit special de la Vredeștea să vadă acest spectacol cu biblioteca ambulantă. Spune-ne că a venit de săptămâna trecută. Domnișoara este venită de săptămâna trecută în România. Este prima oară când a venit în România. Face un studiu asupra impactului biblionetului și internetului în biblioteci, asupra cititorilor dumneavoastră și implicit asupra dumneavoastră. Acest studiu este făcut de IREX. Știți mai bine decât bine cine este IREX. Și, v-am spus, lucrarea ei de doctorat este... Una din ideile lucrării ei de doctorat este faptul că este mult mai important să citim o carte, pentru că altfel ne lucrează creierul în momentul în care citim o carte fizic, decât să utilizăm cititul unei cărți pe calculator. Neuronii lucrează altfel în momentul în care deschidem calculatorul și citim de pe calculator, decât în momentul în care citim o carte tradițională, ca să spun așa cum am fost noi învățați. Ați vizitat 10 biblioteci? Open înseamnă deschis, biblioteca s-a deschis. Spune că este, am întrebat-o dacă pot să devin membru a bibliotecii ei. Mi-a spus că trebuie să completez această fișă de bibliotecă cu numele și prenumele meu. I will then stamp it and return it to you. După ce mi-o ștampilează, mi-o dă înapoi. And more than likely then you will be a member. Și, bineînțeles, voi deveni o membră a bibliotecii ei. După ce voi completa acest formular, va trebui să-l depun la birou. Biroul e palma ei dreaptă.
Totul este strict confidențial. Yes, of course. Să uitați-vă dacă am scris bine. Parcă e un consopist din ăla de pe vremuri. That seems to be an order manual. Oh, thank you. Se pare că mi-am scris bine numele. Library card, madam. Thank you. As a new member of the library, you are officially bound by our ply bylaws. Yes. Pentru că sunt o membră nouă a bibliotecii ei, intru sub incidența legilor ply bylaws. Based on motion 164, you collect the certificate of account of ply. Thank you. N-am înțeles nimic, dar oricum trebuie să-i mulțumesc. That's your copy. Thank you. Just a few rules to get you up to speed. Îmi spune acum câteva reguli pe care va trebui să le respect în biblioteca ei. We are able to ban you from the library if we deem you have an offensive hairstyle. Nu mă primește în biblioteca ei dacă nu sunt pieptănată frumos sau nu sunt coafată bine. Mildly inoffensive. Congratulations. Sunt foarte bine. Eu mulțumită de... Another rule is you must not spit on the librarian. Today that's me. O altă regulă este că nu pot să o scuip dacă mă enervează. And finally, you may fall asleep. Dar pot să adorm în bibliotecă. But if we catch you falling asleep... Pentru că dacă adorm, o să aibă grijă să mă ridice de sub masă. We may catalog and add you to the library. Și o să mă pună lângă celelalte cărți ale ei. We're a traveling library and we don't pay travel expenses. Ea călătorește cu biblioteca și nu plătește drumul pentru mine. And a free hiker is yours as a new member. Thank you. Și mai dă o hârtiuță pe care scrie Here it is summer. Aici este vară. A man who is on the dark street. Un bărbat se plimbă pe strada întunecată. Gets into his car. Intrând în mașina lui. Fiecare primește alte... Okay, thank you. Borrowing is limited to the present moment only. Nu pot să împrumut o carte decât pentru acum. Or as long as you and I are in the same place at the same time. Pentru că suntem amândoi în același timp aici. Today's library is poetry in different languages. Cărțile pe care ea le are sunt numai despre poezie, despre numai poezii, și sunt în diferite limbi. So we have Hungarian, are în maghiară, French, în franceză, Romanian, în limba română, Chinese, chineză, from the ancient Egyptian, de Egiptul antic, German, germană, from Holland, olandeză, Ukrainian, German, Russian, English, Gaelic, toate, from the Hungarian, din Ungaria, from the Japanese, Japonia, and this is many languages, Punjabi, Icelandic, și mai multe limbi europene. So I will choose the book with from by then, from yesterday. Please take your card now. Yes, of course. And we just write what you have. Pastora. Yeah. And poet. Pastora. From by then. Enjoy. Thank you. Acum mă duc și citesc.